Părinții de pici cu Georgiana. Mamă de pici! Salut! Îți vorbesc astăzi despre când devine tusea la copii îngrijorătoare și trebuie să mergi la medic. Chiar dacă mulți dintre noi ne gândim pe loc la o mulțime de boli de fiecare dată când cel mic tușește, se pare că nu orice fel de tuse este un semn de boală. Mie, de exemplu, mi s-a întâmplat de câteva ori să mă sperii la gândul că cea mică răcise, când ea, de fapt, tușea din cauza că o deranja saliva în exces, specifică erupției dentare. Chiar și când însoțește o răceală ușoară, tusea nu e obligatoriu să fie gravă sau să ne sperie, deși numai un părinte știe cât de greu e să nu te sperii atunci când îți auzi copilul tușind. Dar dacă nu-i afectează somnul, starea de spirit sau pofta de mâncare, iar cel mic bea suficiente lichide, atunci tusea nu ar trebui să te îngrijoreze foarte tare, deși doar o vizită la medic s-ar putea să te liniștească. Medicul ar trebui totuși să-l consulte pe copilul tău dacă tusea e puternică și persistentă, dacă e însoțită de febră, dacă cel mic are respirația îngreunată sau șuierătoare, sau dacă tușește în timpul somnului. Iar dacă e vorba de un bebe de doar câteva luni, ar trebui să mergi neapărat cu el la doctor, pentru că la vârste așa mici n-ar trebui să tușească. Pe scurt, tusea este o reacție bună a organismului și o metodă prin care se mențin curate și libere căile respiratorii. Dar dacă tusea persistă și e însoțită de alte simptome, atunci e cazul unei vizite la medic. Pe data viitoare! Părinții de pici cu Georgiana. Mamă de pici!